când apuc așa nostalgia și ți-aduce aminte de vremurile tale, te uiți la tineretul din ziua de azi, unor îl înțelegi, alteori nu. Și atunci, normal, primul tău impuls e să te duci la cei care te-ar putea înțelege. Lângă noi, formația Azur, bine ați venit! Ce bine ne pare să vă revedem, sunteți toți bine, sănătoși, voioși, da, totul aici, regulă aici și mereu, în forță. Aici mereu venim cu plăcere, pentru că simțim că suntem primiți cu drag. Dar cred că peste tot sunteți primiți cu drag. Da, acum câteva zile vorbeam cu cineva și mă întreba când a fost mai frumos. Întrebarea mi s-a pus de multe ori, înainte de 89 sau după 89. E bine să, atunci era o nebunie așa pe care încep să o uit. Era dragoste destul de multă din partea publicului. În schimb, dragostea care o simțim astăzi, din privirile unor oameni statici în aparență, stau la masă și se uită la noi, pătrunde o admirație profundă așa față de noi. Și de ce mi-am pus întrebarea? Pentru că acești oameni au trăit atunci, au fost fericiți atunci, au fost tineri atunci, iar acum, reascultând melodiile noastre, pe care de mult nu le mai au pe acasă, retrăiesc acele momente pe care uneori pe mine mă fac să le primez, pentru că, într-adevăr, au fost frumoase. Dar ce simțim astăzi? Simțim așa o apreciere în plus, una reală, care ne umple inima de bucurie și le spun la mulți că asta ar fi a treia tinerețe pentru mine. Asta, vă, ia uite, mi-a luat toate întrebările, acum eu ce mă fac? Nu te interesează care e prima? Mă interesează, îmi dau seama, dar... Da, păi prima a fost când am iubit prima dată. Da. A doua, când am cunoscut-o pe nevastă mea, pe Maria, cu care am crescut doi copii, pe care i-am realizat. Și a treia tinerețe este asta, când Maria m-a lăsat slobod prin țară să mă iubesc, să mă iubesc eu cu toți spectatorii prin toate concertele, să le văd din nou drumurile, itinerarele astea frumoase românești și să înțeleg că la așa ceva nu mă așteptam. Dar iată, Dumnezeu a avut grijă de noi, pentru că noi atunci, pe vremea lui Ceaușescu, noi aveam popularitate, în schimb, alții câștigau foarte mult după urma noastră. Și noi eram numai cei care aduceau venitul în buzunarele lor. Astăzi s-a sucit puțin roata și suntem și noi pe o pantă frumoasă, plină de flori, de soare. Mai ales că foarte mulți vor să stea la umbră. Din piesele astea actuale pe care le auziți astăzi la radio, care este piesa care vă place dumneavoastră cel mai mult? Din repertoriul oricărui artist. De nu neapărat. Aha. Nu neapărat. A. Poate aveți o piesă, uite, aș cânta piesa asta a lui Smiley oricând. Sau... Da, am cuvinte în primul rând de apreciere pentru toți înaintașii noștri. Deci, dacă dau câteva nume doar. Ion Dolănescu, Ioana Radu, Irina Loghin, Maria Tănase. Sunt oameni etalon. Deci în momentul când vrei să faci ceva, te raportezi la valoarea lor și îți dai seama pe ce treaptă ești. Din cei actuali, am apreciere și pot să dau și nume? Cum să da? Uite, e un cântăreț al Banatului, foarte carismatic, care se numește Aurel Tămaș. Da. Și chiar sâmbătă ne-am întâlnit la oameni și am zis, Aurel, hai să cântăm o piesă de-a ta împreună. Pentru că are piese atât de frumoase încât le memorezi. Și asta este farmecul unei trupe, să scoată o piesă, să fie imediat reținută de public. Și în afară de... Da, și la Smiley îmi place piesa... E un vals, așa, un slow, știi? Da, da. Vals, așa? Vals. Exact așa se numește. Îmi place foarte mult piesa aia. Îmi place extraordinar Loredana Andra. Andra, da. Pe care o consider... O Maria Tănase modernă. Da. Andra poate să cânte orice, orice, în mod uluitor. Corect, așa este. Da. Și o ultimă întrebare scurtă. Se află tot timpul trupa Azur într-o vacanță? Da, mulți mă întreabă, dar cum ai reușit să păstrezi prospețimea? Să... Așa e. Pentru că, iată, mai am o familie. Noi suntem de atâția ani împreună. A fost o despărțire, dar asta e al șaselea an când ne-am reunit. Ne știm și defectele, ne știm și... Da, toată ziua în autobuz, toată ziua râdem, toată ziua povestim, ne aducem aminte. Dar întrebarea finală care era? Întrebarea era dacă considerați că ceea ce vi se întâmplă acum e o vacanță, pentru că vă tot duceți de colo-colo. E o sărbătoare zilnică. Deci la noi
totul e frumos. Ceea ce poate doar să ne inspire. O sărbătoare zilnică alături de Azur. Să și ascultăm.